Așadar, dragilor, bună seara și bun găsit la întreaga grup online. Să mergem repede la tema. Nu, tema pentru acasă. Tema pentru acasă, nu vă rog, dar tema pentru acasă. Teza. Numărul care? Da. Numărul 2. Tu ai fost numărul 1 și la da. Care timp numărul 2. Da. Corect. Ia să vedem. Exercițiul numărul 1, să vedem. Un divizor al numărului 2016. Ce am de ce ai făcut pe așa? Da. Mai mult decât să spună ce? La 11. Deci te duci până la 11? Da. Și ai făcut toate astea, nu? Da. Așa. La 11 este așa. Să vedem cel mai mic număr natural nebun, care împărțit la 24 și 30, dar și respectiv 36, dar resturile 6 și câturile nenule. Aici cum gândește? O scriem, am împărțit la 24. Deci am împărțit la 24. E numărul A, care nu știam. Da. Împărțit la 24, dă câtul 1. Ce? 1 plus restul 6. A, hai să spun de data că nu am împărțit cu rest. Bine. Adică ai egal cu 24. 4 ce 1 plus 6. Da. Ai egal cu 30 ori ce 2 plus 6. Și ai egal cu 36 ori ce 3 plus 6. 36 ori ce 2. Ce 3 plus 6, da? Deci să vedem un 6. Corect. Perfect. Da? Noi dacă am făcut la aceste lucruri, ți-am făcut tot, nu? Da. Deci, ce poate? A minus 6. A, maxim aici. 24 ori ce 1. Apoi A. A minus 6 egal cu 30 ori ce 2. Da. A minus 6 egal cu 36 ori ce 3. 36 ori ce 3. Și aici facem CMMC-ul. Al numelor ăștia, da. Da. Și deci, de, pe 24 le scompunem. Și vine 2 la 3 ori 3. 3 ori 8, adică 2 la 3 ori 3. 3 ori 10. 3 ori 5 ori 2. 3 ori 5 ori 2. 3 ori 6 egal cu 1. 3 ori 6 egal cu 6 la 2. 6 la 2 este... Da. Da, eu l-am făcut ca de la 4. Nu-i 2 la 4. Nu? Ia să vedem dacă e 2 la 4. Cât ai zis, cât am scris 3, 6, 3, 6, poți zici 4, 9. A. Poți zici 4, 9, da? Da. 4 este 2 la 2. Da. O 9 e 3 la 2. Da. Deci va veni 2 la 2, 3 la 2. Altfel, te scumpui pe 3, 6 și vezi repede de 2 ori merge 2, deci de 3 ori 3. Și cel mai mic multiplu comun? Este egal cu 2 la 5. Pardon, 2 la 3. 2 la 3, așa. Da, m-am uitat la 2 și la 5 ori. Așa. 2 la 3. 2 la 3, ori 3 la 2. Ori 3 la 2. Ori 5. Ori 5. Asta este, da? Da. 2 la 3, ori 3 la 2, ori 5, face cât? 8 ori 5, 40. Nu? Da. 5 ori 8, 40, ori 9. 4 ori 9. 36. 36, da. Da. Deci, înseamnă că A minus 6, vorbește de rog. A minus 6 este egal cu 360. Ori? Ori 24. De ce ori 24? E 24 e plus. Am făcut. A, da. E plus... nu. A minus 6 e egal cu 360. 360. Da. Ar fi, da? 360. Și deci A-ul ar fi egal cu? 360 minus 6. Plus 6. A, da, plus 6. 366. Ia vezi tu, e adevărată chestia asta, e parte la 24, de restul 6. Ia să vezi. Deci 366 se înfățim pe rând. Dar dacă are calitatea asta, mă interesează. Ce? Vezi dacă e adevărată.
Deci împărțim la 24 și să vedem dacă ne dă, obținem 6 restul. 366. Facem proba acum. Da. Desfac și eu. Deci 366 împărțit la 24. Am merge. O dată. 2, 1, 6, 126. Merge. O dată. Ai zis o dată? O dată. Da. Ți-a dat 124? O, da. 126, da? Da. Și acum, cam de câte ori să meargă? De 6 ori. De 6 ori. 6, 4, 24, nu merge 6. De 5? 5. Nici de 5 nu merge. E o problemă, am greșit ceva. Vezi ce bine se face proba? Am greșit ceva. 24 e bine, 2 la 3 ori, ori 3. Adică 8 ori 3 fac 24. Că 2 la 3 fac 8. De acord. 30 face 3 ori 5 ori 2? Da. E bine. 36 fac 2 la 2 ori 3 la 2. Da, 4 ori 9. Da. Și atunci, cel mai mic multe comun dintre 2, îl obicei cu puterea cea mai mare. Da. 2 la... A 3-a. 3. Bun. Dintre 3, l-am dat pe 3 la 2-a. Și da. Acest lucru. Și doar singur 5 care este... Nu? Nu-i da. Doar. Și atunci, treaba e corectă. Și... Poți la exercițiu greșit sau... Nu. Noi avem o hibă. Deci noi suntem în clipa asta cu o greșeală. Trebuie să o vedem, să o descoperim. Și 360 ani e bine. 2 la 3 fac 8. 8 ori 5, 40. Nu, am zis așa. Da. 2 la 3, 8. Ori 5, 40. Ori 9. Da. 360. Bine, pare să fie. 360 cu 6 ăsta, acum am pus în partea asta. 366. Pare a fi corect. Aici l-am părțit, sunt greșit. 366, 24. Merge o singură dată. Da. 4 din 6, 2. 1, 12, 6. Merge de 126, 24. 24 plus 26 merge. 4 ori e prea puțin. Da. De 5 ori. 5 ori 4, 20. 5 ori 2, 10. Deci nu-mi dă. Dar trebuie să dea restul 6. Asta era. Merge de 5 ori. Nu merge exact. 5 ori 4, 20. 5 ori 2, 10. De și cu 2, 12. Și de 6. E perfect. Am zis că merge de 5 ori, dar am zis că e greșit. Păi tocmai n-am fost atent că trebuie să dea restul 6. Da? Ia să vedem, 366 la cine acum? La 30. La 30. Ia, peste 66 la 30. Să vedem dacă dă restul 6. Da, da. Da. Și 366 să împărțim și la 36. Să vedem dacă restul ne dă... Da, da. Concluzia este asta, că am ajuns să constatăm că este corect numărul. Dar mai este și un altul. Da, mai este. Hai să-l dublăm de 360. 360 dublat, fac? 720. 20 și cu 6. 726. Deci dublat, acesta dublat, 726. Ia o parte de rând la 24, 30 și 36. Deci îl învățim pe rând. La 24, 30 și 36. Da. La primul de restul. Și restul 6. Da.
Te faci și la restaurantul? Vin din 2. Deci 726 împărțit la cât? La 30 ani mai știa. Da. La 30. Merge aici de 2 ori 30, 60, 12 și 6. Merge de 4 ori 120 și 6 reste. Da. E corect. Eu am dat să pun și de ori de aia în zeamnă. Așa. Și acum fă și pentru 726 împărțit la 36. Da. Să vedem dacă ajung la același lucru. Este de ales de nou 6. Concluzia, bun și asta. Și 720. Și 6. Și 726. Deci unul din ele a fost 366. Deci a ținut mulțimii valorilor. 366. Apoi 700... Cât a zis? 26. Mai poți da un altul? Da. Care a zis? Vă dublăm pe acestea și dă... Că le-ai dublat aici. Da. Dar și le-ai dublat cu 360 și 6. Deci la 726 adunăm un 366. Ia să vezi cât face. Dacă e bine așa, aici l-am dublat oare? Din 366 la 726, cât am adunat? Vine 1.000... Deci, îl triplez pe ăsta? Da. Și pe 1.000 avem 6. Deci vine 360 ori 3, 3 ori 6, 18, 3 ori 3, 19, 10, 1.086. Deci, 1.086. Deci e vorba de multiplii lui 360. Deci A-6 egal cu multiplii lui 360. Deci multiplicați. Înseamnă de 360 ori un K. Da? De unde A va fi egal cu 360 ori K. Ori un număr. 1, 2, 3, 4, da? K, deci fiind 1, 2, 3 și mai departe, plus 6. Astea sunt toate numele. Dar autorul ne-a spus așa, fii atent ce tare chestie acum îmi formează autorul aici, spune așa. Să se determine cel mai mic număr. Sunt multe numere, dar pe cel mai mic procent. Deci 366. Să se determine cel mai mic număr natural, bineînțeles, care e împărțit la 24, 30 și 36, de fiecare dată 306. Și cât urmea nume. Deci, este formularea frumoasă, pentru că altfel noi trebuia să le scrim pe toate și să pe infinitate. Trebuia scris așa. Deci, s-a aflat cel mai mic multiplu comun este 360. Deci, A-6 va fi multiplu de 360. Da? Plus 6. Și, fiindcă cel mai mic număr, pe cal la 1. Și 360 și cu 6 fac 366 și am ajuns să descoperim un număr respectiv foarte rapid. În concluzie, acest model de exercițiu nu merita să ridic și o problemă. Sper că ai făcut pe da. Da? Mergem mai departe. Să vedem ce... Asta a fost 11, da? Da. 12. La 12 sună așa. Zice... Calculați măsurile a două unghiuri suplimentare. Știi că măsura unui unghi este de 3 ori mai mare decât măsura celuilalt. Deci, să calculăm măsura a două unghiuri suplimentare. Da? Știi că unul este de 3 ori mai mare decât celălalt. Un unghi suplimentar este la mai mare de 90 grade. Ce înseamnă două unghiuri sub? 180 grade. Deci unghiul A și unghiul B, așa scrie eu fost pe aici, unghiul A plus unghiul B, sau măsura unghiului A plus măsura, parcă așa zice să vă spun, da. Unghiului B, fac împreună, cât? 180 grade. Cu unghiului să vedeați puteri mari, măsura unghiului A mare, plus măsura unghiului B mare, fac împreună 180. Iar A-ul e de 3 ori mai mare decât B. Deci, unghiul, măsura lui A
Era cu de trei ori măsura lui Ben. Cum ai de gând să ataci o astfel de problemă? Deci măsura lui A plus măsura lui B fac 180 de grade, iar măsura lui A e de trei ori măsura lui Ben. Cum gândești o astfel de problemă? Ambele au unul dintre ele are 180 de grade. Nu. Amândouă fac 180 de grade. Amândouă fac 180 de grade. Înseamnă că luăm 180 de grade și îl împărțim la 3. Dar de ce să îl împărțim la 3? Că el amândouă fac 180 de grade, iar unul din ele, îl mai mare, e din trei ori mai mic. Măsura lui A, e din 3 ori măsura lui B. Locuim. Nu din măsura lui A, de cum? 3 din B. A. Deci așa spune problema. Deci în loc din măsura lui A, un 3 de măsura lui B și apare. De 3 ori măsura lui B. Plus măsura lui B. Fac în total 180 de grade. Rezultă. Deci trei măsurile a lui B și măsurile a lui B fac 180 grade. Asta înseamnă că vine 4 de M. Deci 4 măsuri de a lui B. Deci rupte de 4 măsuri a lui B. 4 măsuri a lui B. Deci am 180 grade. Și atunci o singură B cât a avea. 180 mi se poate. Deci măsura lui B, te dau 180 împărțit la 4 și face cât? Ia să vedem ce face, 180 împărțit la 4. 5 cu 45. Te dau 45. 45 de grade. Ei, observăm foarte clar că am aflat pe B. Cât este A? Cât va fi A? Aul scădem. Din 180 scădem pe 45. Deci măsura A va fi egal din 180 minus 45. Și facem cât? 180 minus 45. 135. 135 grade. Iată că am aflat cele două unghiuri. Ce nu-ți am mers aici? Aici am pus în cer. Păi asta, că cele două împreună fac 180. Asta înseamnă unghiuri suplimentare. Două sunt suplimentare, când împreună fac 180. Complementare ce ați făcut între ori? 90. 90. Asta trebuie să spun. Am pus B, măsura lui A, măsura lui A, fac atâta. Și unul e din trei ori mai mare decât celălalt. Unul din ele a zis A, e de trei ori mai mare decât B. Ce facem? Când citim problema, suntem atenți la conținut și traducem tot ce spune autorul. Și au apărut două relații. Și atunci eu am pus de trei ori măsura lui B și au apărut de patru ori măsura lui B egal 180 grade și în care am aflat pe B și dacă și pe B am aflat repede și pe A. Mergem mai departe. Ce mai spune aici? 13. Unghiul AOB. Unghiul AOB. Da? Văd că așa trebuiază. Da. Ori prin căciuri să le susori pe așa, nu are nicio importanță. Unghiul COV și unghiul COA. COA. Deci AOB, COB și COA în jurul unui punct, deci sunt unghiuri în jurul unui punct. Ce înseamnă că sunt în jurul unui punct? Adică toate cele trei obiecte. Scrie vreo de fapt, 360 grade. Deci în jurul unui punct. Asta înseamnă că măsura la AOB, da? Măsura
măsura unghiului. AOB, în căciura de asupra, plus măsura unghiului. COB. O, domn profesor, ar fi ceva dacă noi, dacă în loc să punem în interiorul paranteziei o semnă de unghi, îl punem în exterior? Dar nu știu importanță. Eu am pus așa pentru simplu motiv, că nu vreau să lungesc relația când fac și semnul de aici, da? Am pus-o deasupra ca măsura să fie mâinul aproape de unghi. Măsura lui AOB, COB și COA, plus măsura lui COA, egal 360 grade, da? Asta ar fi relația pe care o am. Cele trei unghiuri împreună fac 360 grade. Mai departe, ce mai informații mai? AOB, măsura lui AOB are, este egal. Ne mai dă o informație. Măsura lui AOB egal cu 2x plus 55 de grade. 2x plus 55 de grade. Măsura lui COB egal cu 6x. Iar măsura lui COA egal cu x plus 35. Calculați cele trei măsuri. A, din prima, din măsura lui AOB, rezultă că 2x plus 55 de grade este egal cu 360 grade. Numai ăsta fac 360? Împărți la 3. De ce se poate la 3? Păi nu pui pur și simplu, nu de AOB de pune, nu de AOB. 55. 2x plus 55. Asta e. Păi dacă știi că e 2x plus 55. Deci trebuia să locuiesc. Aș fi spus așa. Așa te-am văzut. 2x plus 55 de grade. Deci, practic, relația asta devine 2x plus 55 plus. Plus 6x. Vezi? 6x plus. Plus x plus 35. X plus 35 este egal cu? Este egal cu 360. 360 de grade. Și acum cum facem? O vine 9x. Deci 9x plus câte grade? Plus 90. Plus 90 de grade. E egal cu 360 de grade. Deci rezultă că 9x va însemna câte? Câte grade pe 9x? Egal cu 360 minus 90. Și vine 220. Atenție! 40. E 360, dacă scrie 90. Adică 6 ori 30.
da? 6 ori 30. Și egal cu? 180. 180 e grade. Și aici e egal cu? Asta. Adică? Adică 30 plus 35, 65. Fac 65 de grade. Finalul este că știm toate cele trei unghiuri. Deci fii atent cum a fost formulată problema. Cele trei unghiuri sunt în jurul unui punct. Știi tu că sunt 36 de grade toate adunate? Și ți le dă pe fiecare parte. Și atunci, tu în loc de primul trebuia să zici 2x plus 55, 6x plus x și toate adunate, iată că fac 9x plus 90 și de unde x-ul e 30 și te întorci la unghiuri. Nu prea ai făcut subiectul ăsta acasă. Da. Așa e? Da. Unde a fost greutatea? Hai să văd așa. Eu ziceam să fac 2x plus 55 egal cu 360. Cum da? S-a dat un șelat, s-a dat un șelat. Ai scris relația asta? Da. Ai scris-o. Da. Și ce ți-a mai rămas decât să le înlocuiești pe fiecare? Partea logică. Deci nu poți să fii partea 3, nu pe unul să-l pasă 3, poți să faci la 3. În lui îți mai adăuga și ceva, și unde ceva. Vezi? Trebuie să știm pregăștiți cu multă grijă. Și să înțelegem în interior pregăștiți. Da? Deci asta n-am mers. Punctul A. Punctul B. Ia să vedem la pe ce. Arătați că unghiul M-O-N este drept. Unde O-M și O-N sunt bisectoare unghiilor A-O-B și C-O-A. Cred că ar trebui să facem o figură, să luăm pe O. Da? Și să mai întâi să vedem A-O-B. AOB. Cât e AOB de mare, zice problema? De 150 grade. Adică mai mult de 90. Da. Cam așa. AOB. 150. Da. Celălalt. COB. Cât este de mare COB? 180. Dacă COB e 180, înseamnă că e un unghi alungit. Da. Deci ce? O, B. Adică unghiul ăsta. 180 de grade. Da? Și după aceea e vorba de unghiul A, O, B. A, O, C. A, O, C. Da? Sau C, O, A. Da. C, O, A. Deci a fost A, O, B. Pe care am făcut eu mai mult de 90 de grade. Pe urmă, BOC, care e de cât de grade și de 180. Și pe urmă, COA, incompletare, și asta cât este? Spune problema. De 65 grade. 65 de grade. Acum, problema spune așa. Ducem bisectoarea unghiului OM, bisectoarea unghiului AOB. Care e AOB? A, O, B. Și ce se zice bisectoarea lui A, O, B? Bă, trebuie să mă... Împarte unghiul, exact în două, și ăsta ar fi unghiul A, O, B. Știi câte grade va avea unul și va avea celălalt? Păi facem 115 grade. Împărți la 2. Și va face... Hai să vedem câte grade. Doi... 77,5. Face 5, ori 2, 10. 1, 5. Merge de 7, ori 2, 14. 1. Punem virgula. Și? O 10, ori... Și este, este un grad rămas. Gradul ăla. Îl transformăm în minute. Câte minute avem la un grad? 60. 60. Și când dăm pe 60 în două? 30. Deci vom avea 57 de grade și... 30
Să înțelegi la urmă așa, cele 7 grade, 30 de minute. Deci un unghi, fiecare în parte asta și celălalt, înseamnă 57 de grade și 30 de minute. Bun. Apoi. 57 și 30. Ordine de urmă. Bisectoarea unghiului COA. C-O-A. Bisectarea lui C-O-A. C-O-A. Vreau să nu mă... Exact, în mijloc, da? Da. Asta ar fi bisectoarea. Putem să aflăm câte grade ar fi care față? Da, 5 împărțit la 2. Ia să vedem. Deci asta a fost o mână și asta o mână. O mână și o mână. Și atunci zicem ce? 65 împărțit la 2 face 32 de grade și 32 de grade și 30 de minute. Și acum, ca să vedem tot unghiul cât este, unghiul ăsta M-O-N, măsura lui M-O-N, cât vale măsura lui M-O-N? Păi 57 grade. Și 30. Adică bucata asta și pus asta. Da. Deci egal cu 57 de grade și 30 de minute plus bucata de... Plus 150 grade și 30 de... Păi zis 57. Asta e 57, da? De grade și 30. Până aici este. Și mă duc și pe asta la altă. Cât e prima parte asta? 15. Cum? 32 și 30. 30. Deci plus 32 de grade și 30 de minute. Iată cât facem în total. 57, 30 plus 32, 30. 89 de grade și 60 de minute. Cât înseamnă 89-60? Înseamnă 90 grade. Așa și 60 de minute, care înseamnă 90 de grade. Iată, super, am reușit să arătăm că măsura este de ordinate. Trebuia să arătăm că este egal unui drept. Da. Și este un drept. Nici asta nu-i făcut-o. Da. Care a fost slăbiciul de talenteză? Hai să le vedem încă o dată. De ce nu a mers problema? Deci 12 și 13 nu e cum face. Da. Da. Acolo că de 3 ori nu te-ai prins că înlocuiești și trebuie să pasă la 4. Iar aici, pur și simplu, când suma unilor fac 360, ai scris-o, te primăm cât ți-a dat efectiv, nu ne-ai înlocuit. Și avea o relație cu necunoscut ca X, aflat X și te întoarci înapoi și refer. Și pe urmă, biserică, figura, trebuia să figurez unghiul de AOB care e de 115 grade, deci mai mult de 90. Calcura cu doar puteai să mă răsori, 115 grade. După care, ăsta la altul e de 180, adică unghia lungit, de OA, și în sfârșit ăsta, unghiul în completare de 65. Și etapa a doua pentru punctul B, ducem sectoarea. Deci de împărțit în două, fiecare unghi în două. Și iată, unul este de 57 și 30 de secunde. Și celălalt este de 22, parcă și, da? 22 și 30. Le aduc pe cele două și cele două unghiuri împreună, mi-au dat auzi și am răspuns la problemă. Da? Da. Da, da, nu sunt încântat. Eu nu sunt deloc încântat că n-ai pus ca și acestea. Deci era un lucru de mână. Eu unde compusez la geometrie, lucrurile sunt... ești mult de mână și te-ai recuperat. Pune mâna și un lucru.
punem la punct toate lucrurile acestea. Că să știi, teza n-a fost dificilă. Da. Da? Deci a fost la îndemână. Numai că poate și aici, dacă cumva mai și alte dificultăți. Da. Da. Sigur, noi nu. Sigur. Deci, punctul 1, subiectul 1, subiectul 2, văd că-s 25, 25 face 5. Mi-am calculat, trebuie să nu. Păi cum să-ți iasă nu? Pentru că ultimele două vin 20 de puncte. Da, și ultimele două vin 20 de puncte. Ce înseamnă asta? Plus punctul din oficiu. Păi să vedem așa. De 10 puncte 11, 10 puncte aici, nu mai spune câte puncte sunt alocate la al 13-a. Tot degeaba. De unde știi? 10 și 10. 20. 10 la punctul A, 10 la punctul B. Deci 20 plus problema cealaltă, 30, 3 puncte de astea. Adică 7. Plus punctul din oficiu 8. Cum să fie 8? Nu este punctul din oficiu. Păi, el se ridica la 100 de puncte cu punctul din oficiu. N-ai adunat să vezi că numai 90 de puncte țiese. Deci pe total 25 cu 25 fac 50, 60, 70, 80, 90 și cu punctul din oficiu fac 100. Da. Și scădem de 100 pe 3, 30, pe 7. Deci e adunat punctul acela din oficiu. Ție țiese 7 cu tot cu punctul din oficiu. Atenție, da, 7 cu tot de oficiu, dacă ai făcut perfect pe celălalt. Dacă mai ai 125 acolo, iar să scade. Nu încerca să... Vezi, te zice din mesul nouă. Cum ai făcut-o ca acum de și nouă? La fel, dar când am zis că punctul de oficiu. Păi, el e adunat. Tot punctajul total e 90. Da? 50 și cu 40 aici, 90. Și cu 10 acela, fac 100. Deci, e adunat punctul ăla. Și acum, din 10, scădem tot ce s-a făcut. Da? Deci, scădem 3 puncte. Dacă, repet, ai făcut totul perfect, dacă mai ai slăbiciuni și la celălalt, fiecare greșeală este monitorizată, e controlizată. Da? Ne-am făcut de treabă, nu glumim. Matematica asta presupune. Cât e ceasul? Și 50. Hai să vedem, vă dați o problemă de asta. În jurul unui punct sunt următoarele unghiuri. Unghiuri A, O, B. Unghiuri B, O, C. Unghiuri C, O. Deci B, O, C, C, O, D. Și punctul D, O, A. Câte unghiuri am numărat în jurul unghiului acesta? 4. 4. Bun. Și zicem, măsura lui A, O, B. A, O, B. Este egal cu X plus 10 grade. Măsura lui BOC egal cu 2X plus 30 de grade. Măsura lui COD egal cu 3X plus, 3X plus 40 de grade. Și măsura lui COD și DOA, DOA egal cu 4x plus 50 de grade. Și atunci să se afle măsurile punctelor respective. În total, dar te dau cât? Păi, dacă suntem în jurul unui punct... A, 360. Deci în jurul unui și în jurul
Păi, înlocuim. Adică? Adică, în loc de AOB, scriem X plus 10. Deci X plus 10. Plus? Plus 2X plus 30. Da. Plus 4X plus 50. Și egal în total 360. De grade. Și egal în total 360 de grade. 1, 2, 3, dar și X plus 10, 2X plus 30, 3X plus 40, 3X plus 40 n-am mai pus. Da. Și plus 3X plus 40, da? Plus 3X plus 40 de grade. E ca plus 180 de grade. Acum? Nu 180, 360. 360, da. O, 10X. 10X, așa face. 10X plus... Plus... 130 de grade. Egal cu 360. Așa. De unde ai plecat? Rezultatul de aici, 10X, este egal cu 360 de grade. 360 de grade minus 130. Adică face? Și este egal cu 230. 230 de grade. Și... X este egal cu... Simplu X va fi egal cu... Cu 23. 23 de grade. Și atunci? Rezultă de aici, înlocuim. Da. 23 plus 10 grade. 23 de grade plus 10. Deci măsura lui AOB, da? Da. Măsura lui AOB, trebuie să pune așa măsura. Măsura unghiului, măsura unghiului, măsura unghiului, măsura unghiului, măsura unghiului. Deci măsura unghiului AOB. AOB egal cu? Este egal cu 23 de grade. Da. Plus 30 de grade. Așa. Și este egal cu 53 de grade. 53 de grade. Apoi. Măsura lui BOC. Da. Măsura lui. Este egal cu. BOC. Da. 46 de grade. 46 de grade plus? Plus 40. Plus 40. Sau 30, 30. Plus 30. Și este egal cu 76 de grade. 76. Măsura unghiului COD. COD, da. Este egal cu 3x plus 40. 3x plus 40. Și este egal cu... Adică 3x în da. Sute de astea. Știi pe 3x? Da. Deci 3 ori 23. Plus 40 de grade. Și egal cu... Cât e ceasul? Ceasul este... 16.56. 56, bine. 69 de grade plus 40. Da. Și este egal cu 109 grade. 69 plus 40 face? 109 grade. 109 grade. Măsura lui DOA. DOA. Este egal cu 4x plus 50 și este egal cu 2. X grade, da, cum înțeleg aici. 132. 132 plus 50. Da. Și este egal cu 182 de grade. Egal cu 182 de grade. Observăm că am găsit toate unghiurile acum, nu? Da. Și ca să-i convingem că am făcut o treabă bună. Da, dar nu toate. De, 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 de 360. Iată-le pe toate. 53 de grade plus 76 de grade plus 109 grade plus 182 de grade.
De dacă, da. Da. Țara, da? Da. Cât eu am să lucrez cu Mario, am să dați câteva probleme să le faci, da? Eu trebuie să plec acum. Trebuie să pleci tu, da? Da. Deci, nu mai poți rămâne, înțeleg? Da. Am făcut subiect, ai văzut acum și partea de adevăr. Da. Și încearcă să te apuci să lucrezi la... deci la geometrie, pentru că aici trebuie lucrat urgent. Da? Da. Deci, pe atât, când ai destul de mare din cauza geometriei. Așa. Să dăm sinteza. De la teză, ce chestiuni au fost urmărite? Sinteza. Unghiul în jurul lui. Da, la geometrie, da? Dar în pe rând, ai avut probleme de divizibilitate, nu? Da, de adunare. Deci, divizibilitate. De ce cerșuri pe rând ceuri? Divizibilitate. Așa. Ce merge și ce merge? Cel mai mare divizor comun. Cel mai Am mai avut să aflu, de exemplu, complementul unghiului cu măsura de 65 de grade. Deci am avut aici unghiul suplimentare. Unghiul suplimentare. Și complementare. Și tu ai complementare, da? Da. Cel mai mare număr de formă al 7x2, divizibil cu 9. Problema de divizibilitate. Da. A mai fost acolo un problemă. Să descompunem un factor prim. Deci descompunerea. Dar ai fost aici la CMM și ce mai așa, ai descompunerea da. Factor prim. Cel mai mare nu. Probleme cu grade, minute și secunde. Operații. Da. Deci aș spune operații cu unghiuri. Cu unghiuri. Așa. Teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Cu rest. Unghiuri în jurul lui. Da. Suma unghiilor. Da. Suma. Până la ora acolo s-a dat, da? Suma unghiilor. La revedere! Sigur că ai venit tu, trebuie să știi, da? Da. La revedere! La revedere!